Domnul a revărsat din harul lui și s-a simțit prezența sa printre noi, prin cuvânt, prin cântări și prin lucrare de prorocie. S-a întâmplat însă la rugăciune un lucru neobișnuit. Domnul mi-a dat o vorbire prin tuful sânt cu mare putere, într-o limbă necunoscută mie. Așteptam ca el să dea un cuvânt de tămăcire în românește, dar nu s-a dat niciun cuvânt. Am rămas oarecum întristat, gândindu-mă ce cred frații, Căci toți erau într-o liniște profundă și așteptau să se dea lucrarea, Dar nu s-a dat. Mă întrebam: Ce zitire a adus această vorbire în limbi, dacă nimeni nu a înțeles nimic? După ce ne-am ridicat de pe genunchi, m-au întrebat dacă am avut vreo vedenie sau o cunoștință în timpul vorbirii în limbi, iar eu le-am spus că nu am avut. Deodată, o femeie s-a ridicat în picioare și m-a întrebat. Oh, soră, știi limba germană? I-am zis că nu știu, decât românește. Atunci ea a început să plângă și a zis, tu ai vorbit prin Duhul Sfânt în limba germană. Și Domnul mi-a spus, prin Duhul Sfânt, tot ce am făcut. Mi-a spus să mă pocăiesc, să mă căiesc cu lacrimi, să cer iertare pentru avorturile pe care le-am făcut. Că dacă mă voi căi și cu lacrimi voi cere iertare de la Domnul, el nu va da iertare. Astfel mă așteaptă pe judecății pentru tot ce am făcut. Și am mărturisit față de toți că a făcut două avorturi, dar că îi pare rău de tot ceea ce a făcut și se întoarce la Domnul. Îi mulțumim Domnului că încă trăim în vremea Harului, când El mai dă Duhul Sfânt celor ce-L cer și cred în botezul cu Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt lucrează și azi pentru slava Domnului. Pentru cei ce nu cred în potezul cu Duhul Sfânt, este un semnal de trezire. Să ceară Duhul Sfânt până este har, ca să poată lua ulei în vase, căci ușa se va închide și se va auzi strigarea. Iată, vine mirele, toată slava și cinstea să fie a Domnului în vecii vecilor.